fixat de 03-21-37, aprobat prin decizia ANACEC, mă văd obligat pentru început să constat că avem quorum în proporție de 100%. Din membrii Consiliului Științific Specializat, 3 sunt prezenți, sunt cu prezență fizică, iar 3 sunt în regim online. Cu prezență fizică sunt Șleactițchi Mihail, Oxana Paladi și Elena Puzur. Mă referim la referenți oficiali. Un referent este cu prezență fizică, este doamna Glaida Borcoceanu și Natalia Cojocaru în regim online. Acestea fiind spuse, declar că Consiliul nostru este funcțional. Este în drept să dezbată, să ia decizii, să pună întrebări, să afle care sunt răspunsurile la aceste întrebări. În primul rând, aceasta a fost informația pe care am vrut să o prezint publicului larg, dar și membrilor acestui Consiliu. Mai apoi, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în data de 30 iulie 2021, ANACEC a emis o decizie prin care a fost aprobată componența Consiliului și referenți oficiali. Conform acestei decizii, sau în ea se spune că se creează în cadrul Institutului de Științe ale Educației Consiliul Științific Specializat de 15.03.21.37, abilitat cu dreptul de a organiza susținerea tezei de doctor în psihologie a doamnei Ioana Așevski cu tema Reprezentarea succesului social în mediul studențesc, specialitatea 15.03, psihologie socială, conducător științific, doamna Svetlana Rusnac, doctor în psihologie, conferințiar universitar. Componența Consiliului, conform acestei decizii, se prezintă în felul următor. Mihail Șleactițchi, președinte, doctor habilitat în psihologie, conferințiar universitar. Palade Oxana, secretar științific, doctor în psihologie, conferințiar universitar. Jelescu Petru, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Racu Jana, doctor habilitat în psihologie, profesor universitar. Caunenco Irina, doctor în psihologie, conferințiar universitar. Și Puzur Elena, doctor în psihologie. Conform aceleași decizii, în calitate de referenți oficiali, au fost aprobați doamna Bolboceanu Aglaida, doctor habilitat în psihologie, profesor cercetător, și doamna Cojocaru Natalia, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Totodată vreau să vă atrag atenția asupra faptului că, în calitate de invitat special a ședinței de astăzi, sunt doamna Cucer Angela, doctor în psihologie, conferențiar cercetător, reprezentând Institutul de Științe al Educației, și doamna Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, reprezentând Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. În calitatea lor de invitate speciale, dumnealor vor veni cu aprecieri, vor adresa întrebări și vor crea, evident, o opinie în legătură cu teza pe care astăzi o vom supune dezbaterii. Așadar, în conformitate cu programul ședinței Consiliului nostru, eu am făcut următoarele primele 3 lucruri obligatorii. Eu am constatat că avem un quorum, adică că al nostru Consiliu este funcțional, în deplinătate. Mai apoi, eu am prezentat publicului membrii Consiliului și referenții oficiali, conform decizia ANACEC. Totodată am făcut trimitere și la 2 invitate speciale ale acestei ședințe. Mai apoi am prezentat candidatul la titlu științific, am numit tema tezei de doctor, am indicat la conducătorul științific, la titlul științific al conducătorului științific și la calificativul științifico-didactic. Acestea fiind spuse, în continuare ofer cuvântul doamnei secretar științific al Consiliului, care va trece în reviste actele prezentate în dosarul pretendentei, corespunderea acestor actelor normativi ale ANACEC și totodată, dacă o să adresați întrebări, mai vă răspund la toate întrebările legate de acest dosar. Poftim! Mulțumesc frumos, stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, stimați referenți oficiali, onorată asistență, în cele ce urmează voi prezenta lista materialelor depuse de pretendentul la titlul științific Așevski Ioana în dosarul Institutului de Științele Educației.
În primul rând, în acest dosar a fost prezentată decizia Consiliului de Conducere a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, numărul 1, din 30 iulie 2021, de formare a Consiliului Științific Specializat D511-03-21-37 pentru organizarea și desfășurarea susținerii publice a tezei de doctor. Este prezentată teza și rezumatul. Este prezentată hotărârea seminarului științific de profil, inclusiv avizul seminarului științific de profil, în baza procesului verbal numărul 1 din 5 februarie 2021, la care sunt anexate copiile listei de prezență a membrilor seminarului, formularul evaluării tezei de către seminarul științific de profil, acesta însumând un punctaj de 65 de puncte. Este prezentată informația privind efectuarea modificărilor la teză, semnată de către președinte și secretarul științific al seminarului, deoarece teza în procesul de evaluare a acumulat un punctaj cuprins între 61 și 70 de puncte. Este prezentată lista lucrărilor științifice la tema tezei, semnată de autor și certificată de secretarul științific al instituției, Universitatea Liberă Internațională din Moldova. Este prezentat suplimentul publicațiile la tema tezei de doctorat conform anexei 8. Este prezentat avizul pozitiv al seminarului Unității Primare de Cercetare, în cadrul căreia a fost elaborată teza, și anume teza, menționez că a fost elaborată în cadrul Catedrei de Psihologie și Științele Educației a Facultății Științe Sociale și ale Educației din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova. Aici avem prezentat procesul verbal 7A din 20 mai 2020. Este prezentat avizul conducătorului științific la tema de doctorat. La fel, aici este prezentată lista organizațiilor pe adresa cărora au fost expediate rezumatele științifice. Evident că cu ștampila oficiului poștal este inclus acest document cu 30 de zile înainte de această susținere publică. Este prezentată adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Institutului de Științele Educației și evident că urmează să fie inclusă în termen de 5 zile de la susținerea publică adeverința de depunere a tezei de doctor în fondul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Vreau să menționez că dosarul este complet și actele prezentate în dosar corespund actelor normative ale ANACEP-ului. Vă mulțumesc! Stimată doamnă secretar științific, vă mulțumesc foarte mult! Doamnelor și domnilor, în continuare, pretendentei, doamna Ioana Șerschi, îi se oferă 20 de minute pentru a ne oferi o informație în legătură cu conținutul tezei și rezultatele obținute. Stimate domnul președinte, stimate doamnă secretar științific, stimați membri ai Consiliului, stimați referenți speciali, urmărată asistență, vă prezint teza de doctor în psihologie cu tema reprezentarea succesului social în mediul studențesc, conducător științific, doamna Svetlana Rusnac, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Actualitatea cercetării este determinată de necesitatea înțelegerii teoretice și practice a conținutului reprezentării sociale, a succesului social la tinerii din mediul studențesc, rolul acestor reprezentări în instituirea unor credințe constructive, pozitive, privind sinele, elementele de viață și activitatea. Întrucât situația socioculturală actuală orientează tinerii spre dezvoltare, realizare, de reprezentarea socială a succesului social depinde alegerea mijloacelor de atingere a acestuia. Problema cercetării constă în necesitatea investigării corelatelor dicotomice ale reprezentării sociale a succesului social în condițiile transformării sociale și identificarea rolului componentei identitare a motivației pentru succes, pentru a oferi suport și asistență psihologică tinerilor din mediul studențesc,
în orientare spre inițiativă și performanță. Scopul lucrării constă în identificarea reprezentării sociale a succesului social la tinerii din mediul studențesc și a factorilor psihosociali care determină conținutul acesteia, precum și validarea unui program formativ de afirmare a motivației pentru succes social. Obiectivele cercetării: sistematizarea abordărilor teoretice și a cercetărilor aplicate din literatura de specialitate în vederea identificării raportului dintre reprezentare socială a succesului social și componenta identitară a acestuia motivația pentru succes. Construirea unui model al factorilor psihosociali care influențează reprezentarea socială a succesului social împărtășită de tinerii din mediul studențesc. Identificarea conținutului reprezentării sociale a succesului social, a motivației pentru succes și factorilor care o determină, precum și raportul dintre aceștia și termenii asociativi calculați pentru reprezentarea socială împărtășită de tinerii din mediul studențesc. Alcătuirea și realizarea unui program psihosocial de dezvoltare a capacităților care pulsionează motivația pentru succes social, inteligența emoțională și credințelor privind autoeficiența. Verificarea eficienței acestui program în cadrul experimentului de control. Ipoteza cercetării. Reprezentarea socială a succesului social prezintă un produs al contextului social în schimbare. Reflectând transformările care intervin în mentalitatea studenților contemporani, dar și influențele nefavorabile ale convingerilor și atitudinilor tradiționale, în special privind orientarea motivațională, iar prin dezvoltarea motivației pentru succes social, în cadrul programului formativ, se poate contribui la pregătirea tinerilor pentru realizarea succeselor în viitoare activitate profesională și în relațiile sociale. În calitate de fundamentare teoretică au servit abordările conștiinței individuale și sociale, teoria activității, teoriile psihologică și sociopsihologică ale personalității, abordări teoretice ale autodeterminării personalității, abordări ale succesului, reușitei, cercetări ale motivației și orientărilor motivaționale, abordări ale inteligenței emoționale, concepții cu referință la valorificare sinelui, la autoeficiență, abordări teoretice privind locul controlului, lucrările autorilor teoriei reprezentărilor sociale, raportul concepției reprezentărilor sociale cu ideile despre cunoașterea socială și imaginea subiectivă a lumii. Concluziile teoretice sunt următoare. Formarea comportamentului motivat pentru succes social are loc în institutele sociale, familie, școală, grup de seme. Stabilită sub influența grupului primar, motivația pentru succes social își schimbă conținutul, transformându-se de la modelul oferit de grupul de apartenență la cel prezentat de grupurile de referință. Motivația pentru succes sau motivul evitării eșecului determină configurația motivației pentru succes social, abordată de către cercetători ca o necesitate stabilă de a căpăta rezultate în activitate. Motivația pentru succes social se formează în cele mai timpurii perioade de viață, în special în relațiile copilului cu mama, dar și cu tata, sub influența contactelor emoționale pozitive, a comunicării eficiente și stilului educațional democratic cu oferirea de autonomie și încredere din partea părinților. O componentă psihologică a succesului social este locul controlului intern, care caracterizează persoane înclinate spre a-și atribui responsabilitatea pentru succes și eșecuri. Cercetarea experimentală a constatat din următoarele etape cu scopul. Etapa de constatare. Identificarea scopului a fost identificarea conținutului și a factorilor psihosociali ai reprezentării sociale a succesului social la tinerii din mediul studențesc. La etapa de intervenție ameliorativă, dezvoltarea motivației pentru succes social, consolidarea credințelor privind autoeficiența și sporirea inteligenței emoționale a tinerilor din mediul studențesc. Etapa de control,
Dezvoltarea abilităților de identificare, definire și urmare a scopurilor sociale încheie realizării acestora prin afirmarea motivației succesului influențată de credințele privind autoeficiența și componentele competențele emoționale. Ipoteze experimentale. Reprezentarea socială a succesului social este constituită din termeni asociativi care reflectă preocupările și interesele de bază ale studenților contemporani. Ambiguitatea unor termeni asociativi din reprezentare socială a succesului social, conținut care reflectă rolul personal în realizarea acestuia, este influențată de incertitudinea motivației pentru succes social sau de dominanța motivului evitării eșecului. Factorii psihosociali care influențează conținutul reprezentării sociale a succesului social și motivație pentru succes social se referă la credințele de a face față sarcinilor cotidiene, precum și de gestiunea relațiilor cu sine și cu alții prin controlul emoțiilor. Metodele și instrumentele utilizate în cercetare. Ancheta demografică, metoda asociației libere, tehnica substituției, scala pentru evaluarea autoeficienței, scala Mehrabian de motivație a realizării, chestionarul pentru evaluarea locului controlului, metoda de diagnosticare a inteligenței emoționale. În studiul nostru au fost implicate 245 de persoane, studenți din cadrul Universității de Studii Politice și Economice Europene Constantin Stere, Universității Tehnice a Moldovei și Universității Libere Internaționale din Moldova, care au fost selectați aleatoriu prin tehnica randomizării cu vârsta cuprinsă între 19 și 28 de ani. Aici vedeți modelul variabililor verificate în cadrul cercetării experimentale de constatare. Rezultatele la cercetarea experimentală de constatare. Prin tehnica evocării libere au fost obținuți 110 termeni asociativi pentru sintagma inductoare succes social, menționați de 1234 de ori, dintre care 78 de termeni figurează în răspunsuri cu frecvență până la 10 ori. De asemenea, frecvența minimă de apariție a asociațiilor eligibile pentru a fi incluse în nucleul central a fost fixată la 15% din mărimea eșantionului. În limitele termenilor presupuși pentru încadrare în nucleul central au fost calculate 8 asociații. În analiza cantitativă am ținut cont și de valoarea medie a rangului importanței pe care tinerii au atribuit-o fiecăruia dintre termenii asociații succesului social. Numărul asociațiilor candidate pentru a face parte din nucleul central al reprezentării sociale, rămânând același, 8. Raportul dintre frecvența apariției termenilor asociativi și rangul apariției lor se prezintă astfel. Nucleul central al succesului social include următoarele asociații. Familie, carieră, realizare, studii, muncă, sănătate și fericire. Termenul asociativ bani, frecvență înaltă, dar cu rang mai jos al importanței, capătă statut ambigu. Termenii încredere, copii, viitor, cunoștințe, împlinire, viață, dragoste, scop, serviciu, rezultate, victorie, prieteni, stimă, reușită, noroc, dezvoltare, care au un rang jos al frecvenței și înaltă al apariției, au la fel statut ambigu. Termenii călătorii, respect, statut, perspectivă, constituie teme periferi. Termenii asociativi conținuți în zona mută sunt familie, carieră, studii și realizare. Confirmă conținutul nucleului reprezentării sociale a succesului. Asociațiile studii și realizare fiind tratate ambigu, ca importante pentru tine, dar mai puțin semnificative pentru întreaga populație. Media aritmetică pătată pe eșantion privind orientarea motivațională este de 128,4. La 27,3% de subiecti domină motivația pentru evitarea eșecului. La 45,4% de subiecti domină motivația indeterminată incertă. Motivația pentru succes este prezentă la 27,3% din grupul de tineri supuși cercetării.
Pentru autoeficiența în activitate, valorile joase întrunesc 58 de persoane. Medii 180, înalte 7, media aritmetică fiind de 35,9. Pentru autoeficiența în relații interpersonale, s-au calculat valori joase pentru 61 de persoane. Medii pentru 112, înalte pentru 72. Medie fiind egală cu 10,2. La două treimi din numărul total al tinerilor investigați, locul controlului este amplasat intern, o treime având locul controlului amplasat extern. Subiecții supuși cercetării au un nivel mediu cu tendință spre jos al inteligenței emoționale. S-a constatat că 39,6% au un nivel scăzut și 51,8% au un nivel mediu. La un, și 8,6% au un nivel ridicat de dezvoltare al inteligenței emoționale. La scala competență emoțională, subiecții au acumulat un scor de 10,1, ceea ce indică un nivel mediu. La scala gestionarea propriilor emoții, subiecții denotă un nivel jos. La scala automotivație, rezultatele ne indică nivel mediu. La scala empatie, a fost acumulat un nivel mediu. La scala recunoașterea emoțiilor altora, tinerii au acumulat un nivel mediu la fel. Scorul acumulat la inteligența emoțională este de 41,8, ceea ce indică un nivel mediu. Calculele generale au oferit un tablou nu chiar favorabil. De un nivel jos de inteligență emoțională au dat dovadă 97 de persoane. De nivel mediu, 127 de persoane și nivel înalt, 21 de persoane. Studenții supuși cercetării implică în orientarea spre succes autoeficiență în relațiile interpersonale. Nu este văzută ca o condiție a orientării spre succes autoeficiența generală. Rezultatele căpătate indică un raport direct între locul controlului intern și orientarea motivațională spre succes. Locul controlului extern corelează negativ cu orientarea motivațională spre succes. Corelația datelor care ilustrează locul controlului și credințele despre eficiența proprie indică la raportul direct al locului controlului intern și indirect a celui extern cu autoeficiența în activitate. Inteligența emoțională se prezintă la fel ca un factor important pentru dezvoltarea orientării motivaționale spre succes social. Semnificative pentru succes sunt capacitatea de gestionare a propriilor emoții, automotivarea, în general, inteligența emoțională. Credințele privind autoeficiența în activitate corelează strâns cu componenta emoțională. Capacitatea de gestionare a propriilor emoții, automotivarea, inteligența emoțională în general. Credințele privind autoeficiența în relații interpersonale corelează strâns cu competența emoțională. Capacitate de gestionare a propriilor emoții, automotivare, recunoașterea emoțiilor altor persoane, în general cu inteligența emoțională. Raportul corelațional pozitiv cu orientarea motivațională spre succes. Prin analiza corelațională am urmărit și rolul variabililor măsurate în obiectificarea reprezentării sociale a succesului social. Raportul negativ semnificativ cu doi termeni, cu statut ambigu, reușită și dragoste, și doi din elementul periferic, noroc și serviciu, ilustrează rolul orientării motivaționale spre succes, spre evitarea eșecului în aceste asociații. Rangul importanței a doi termeni asociativi din nucleul reprezentării sociale, carieră și studii, doi din elementul periferic, noroc și serviciu, doi cu statut ambigu, sănătate și dragoste, corelează cu credințele tinerilor privind autoeficiența în activitate. Însă doar unul, carieră, cu cele privind autoeficiența în relațiile interpersonale. Astfel concluzionăm că credințele privind autoeficiența în activitate sunt importante pentru obiectificarea reprezentării sociale a succesului social.
Inteligența emoțională, ca factor important al orientării motivaționale, se manifestă distinct în obiectificarea reprezentării sociale a succesului social. Competența socială prezintă importanță pentru asocierea carierei la succesul social, iar automotivarea influențează asociațiile cu elementul periferic, noroc, serviciu și termenii cu statut ambigu, fericire, reușită și drag. Concluziile la cercetarea experimentală de constatare. Termenii asociativ, familie, carieră, realizare, studii, muncă, sănătate, fericire constituie nucleul reprezentării sociale a succesului social. Iar termenii asociativi, călătorie, respect, statut, perspectivă, sistemul periferic. Motivația pentru succes social, tendința spre performanță, spre rezultate înalte în activitate, este caracteristică doar pentru 27,3% din tinerii participanți la cercetare. Motivația pentru succes social este condiționată de următorii factori psihosociali, de credințele privind autoeficiența în activitate și în relațiile interpersonale, locul controlului intern și inteligența emoțională cu componentele acestea. Motivația pentru succes social, credințele privind autoeficiența și două componente ale inteligenței emoționale, competența emoțională și automotivarea, influențează conținutul reprezentării sociale a succesului social a tinerilor din mediul studențesc. Ipoteza de control a cercetării de intervenție formativă. Programul psihosocial, prin dezvoltarea capacităților de planificare și realizare a scopurilor, în conjuncție cu reevaluarea autoeficienței și dezvoltarea capacităților de răspuns emoțional competent la diverse situații de viață, va conduce la afirmarea motivației pentru succes social. Aici avem grupul experimental și grupul de control. Se înregistrează o dinamică pozitivă în rezultatele căpătate de subiecții din grupul experimental față de cei din grupul de control. În așa mod, mediile fiind de 107 și respectiv 144 pentru grupul experimental față de 105 și 109,1 pentru grupul de control. Prin compararea statistică s-a stabilit că există diferențe semnificative. Programul psihosocial a urmărit scopul pozitivizării credințelor privind autoeficiență. Rezultatele în ambele grupuri sunt medii, atât pentru autoeficiența în activitate, cât și pentru relații interpersonale. Mediile au sporit de la etapa de formare la cea de control, creștere fiind mai considerabilă în grupul experimental. Măsurările test-retest în grupul experimental indică o creștere a indicatorilor inteligenței emoționale la toate componente. Nivelul integrativ al inteligenței emoționale a crescut de la nivel jos la nivel mediu. Măsurările test-retest în grupul de control indică la o creștere ușoară a mediilor indicatorilor inteligenței emoționale la toate componentele, cu excepția competenței emoționale, care a rămas la același nivel, spor datorat influenței unor variabile independente. Obiectivele programului psihosocial: creșterea potențialului individual de motivație pentru succes social prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților despre planificare și urmărirea scopurilor comune și globale, creșterea potențialului grupal de autoevaluare și valorificarea a credințelor privind autoeficiența persoanei, dezvoltarea capacităților de comunicare interpersonală, intragrupală, cu efect în valorificarea de către participanți a potențialului individual și a competențelor afectiv-comunicative. În urma aplicării programului psihosocial am ajuns la următoarele concluzii. Ipoteza verificată în cadrul experimentului de control a rezultatelor programului psihosocial s-a confirmat. Programul psihosocial a avut un efect pozitiv asupra participanților, reorientându-i motivațional pentru succes social. Se înregistrează o dinamică pozitivă a mediilor test-retest în rezultatele căpătate de tinerii din grupul experimental față de cei din grupul de control.
Rezultatele test-retest a credințelor privind autoeficiența în ambele grupuri sunt medii, atât pentru autoeficiența în activitate, cât și în relații interpersonale. Mediile au sporit de la etapa de formare la cea de control, creștere fiind mai considerabilă în grupul experimental pentru autoeficiența în activitate, iar pentru grupul experimental la autoeficiența în relații interpersonale. Măsurările test-retest în grupul experimental indică o creștere a indicatorilor la toate componentele inteligenței emoționale, cât și a nivelului integrativ al inteligenței emoționale, care e evaluat de la nivel jos la mediu. Rezultatele test-retest în grupul de control la fel au indicat o creștere ușoară a mediilor inteligenței emoționale la toate componentele, cu excepția competenței emoționale care a rămas la același. Constatăm despre eficiența programului psihosocial, considerând că acest program poate fi replicat în mediul studențesc, motivație pentru succes a tinerilor, fiind o condiție a realizărilor lor viitoare. Definiții. Succesul social este rezultatul activității individului în contextul solicitărilor sociale și în conformitate cu aspirațiile proprii, dominată de motivul realizării, determinată de influența factorilor de natură psihosocială, locul internalist al controlului, inteligența emoțională, autoaprecierea și automonitorizarea adecvate, întruchipate în autoeficacitate, în activitate și relații interpersonale. În cadrul analizei abordărilor teoretico-metodologice la tema cercetării, s-a stabilit că reprezentarea socială a succesului social și componenta ei identitară, motivația pentru succes social, sunt un produs al influențelor exercitate de institutele sociale, familie, școală, grup de seme, dar și de cele macro contextului social, care parcurge o etapă a transformărilor, solicitând responsabilitate personală și oferind libertate de alegere. Reieșind din cercetarea teoretică prin care a fost identificat un raport direct între reprezentarea socială a succesului social, motivația pentru succes sau spre evitarea eșecului și anumite credințe și capacități personale considerate importante, autoeficiența, locul controlului internalist, inteligența emoțională, a fost construit modelul factorilor psihosociali care influențează reprezentarea socială, credințele tinerilor din mediul succes privind succesul social. Verificarea experimentală a acestui model a demonstrat prezența unui raport mutual dintre conținutul reprezentării sociale a succesului social a tinerilor din mediul studențesc și orientare motivațională, credințele privind autoeficiența și două componente ale inteligenței emoționale. A fost identificat conținutul reprezentării sociale a succesului social. Nucleul reprezentării sociale, familie, carieră, realizare, studii, muncă, sănătate, fericire și sistemul periferic, călătorii, respect, statut, perspectivă, conținut care reflectă preocupările și interesele de bază ale studenților contemporani, relevă rolul atribuit de aceștia statutului social. Totodată s-a identificat dominanta motivației evitării eșecului sau motivației incerte, condiționată de următorii factori psihosociali, de credințe privind autoeficiența în activitate și în relații interpersonale, inteligența emoțională, amplasarea internă a locului controlului. Limite ale cercetării, reprezentarea socială a succesului social, identificată într-un context mai larg, ar putea fi diferită, conținând alți termeni, deci și ilustrând alte perspective de dezvoltare a cunoștinței sociale de succes. Vârsta și statutul subiectelor cercetării experimentale au influențat și rezultatele privind orientarea motivațională, factorii psihosociali ai succesului social. Respectiv, efectul programului formativ este valabil pentru acest grup social și probabil mai puțin sustenabil pentru alți. Am ajuns la următoarele recomandări. Considerăm că personalul universitar
trebuie să concentreze asupra dezvoltării motivației pentru succes social la studenți, utilizând în acest scop resursele curriculare și extracurriculare. Se recomandă cadrelor didactice să promoveze strategii de încurajare a succesului în cadrul activităților didactice prin utilizarea sarcinilor de complexitate diferită și cu orientare distinctă spre finalități de cunoștințe, abilități sau competențe care solicită implicarea activă și interactivă a studenților în căutarea soluțiilor. Pentru prima dată în Republica Moldova și România a fost cercetată reprezentarea socială a succesului social. A fost identificat caracterul mutual al relațiilor dintre reprezentarea socială și motivația pentru succes sau motivul evitării eșecului. Au fost delimitați factorii psihosociali ai reprezentării sociale și orientării motivaționale care pot fi interpretați ca factori ai succesului social. Credințele pozitive privind autoeficiența, locul controlului intern și inteligența emoțională. S-a constatat experimental prin implementarea programului psihosocial că educarea motivației pentru succes social, deci și crearea condițiilor de dezvoltare a personalității de succes solicită cunoștințe, capacități și atitudini transformate în competențe de viață. Valoare teoretică și aplicativă. Modelul factorilor psihosociali poate fi utilizat în cercetarea orientării motivaționale ca și condiția succesului social în diverse contexte și pentru diverse categorii sociale. Programul validat în cercetare poate fi folosit în mediul școlar, universitar, organizațional, prin replicare sau ca model de activități. Problema științifică importantă soluționată. Elaborarea modelului factorilor psihosociali care determină conținutul reprezentării sociale a succesului social, a tinerilor din mediul studențesc și componenta ei identitară, motivație pentru succes social, prin evaluare și determinarea impactului credințelor privind autoeficiența, locul controlului și inteligența emoțională asupra motivației pentru succes social, întocmirea și implementarea programului psihosocial cu impact în dezvoltarea capacităților de realizare a succesului social. Vă mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim, doamnelor, domnilor, în comunitate cu procedura, membrii Consiliului, referenții sociali și invitatele speciale ale ședinței de azi, îi pot adresa întrebări, pretenții. Domnul profesor Petru Jelescu, vă rugăm. Nu vă auzim. Stimate domnule Jelescu, nu vă auzim. Deschideți microfonul. Nu vă auzim. Sunt aici, doamna. Da, două clipe, domnul Jelescu, două clipe. Da, da. Da, poftim, poftim. Vorbiți, domnul profesor. Se aude, da? Da. Ok. Deci, doamna Șefski, dumneavoastră ați obținut niște rezultate foarte frumoase în experimentul formativ. Aș vrea să vă întreb dacă datele acestea obținute în experimentul formativ corelează cumva cu datele obținute în mod similar de către alți cercetători, poate din alte țări, pe eșantioane poate asemănătoare și așa mai departe. Mulțumesc mult! Mulțumesc, domnul profesor, pentru întrebare. Probabil întrebarea dumneavoastră este ca o sugestie pentru o viitoare cercetare mai amănunțită. Avem planuri grandioase cu conducătorul științific, cu doamna Svetlana Rusnac, să mai cercetăm și să mai facem unele concluzii mai detaliate. Dacă se poate și o altă întrebare. Da, vă rugăm. Bun.
Da, deci, iată, întrebarea aceasta, de fapt, ea persistă la noi într-un fel sau altul. Puneți și scrieți că ați aplicat o tehnologie psihoterapeutică. Lucrarea noastră este la psihologia socială. Nu e la psihologie clinică, medicală, să zicem, așa mai larg, așa mai departe. Considerați că, deci, tehnica aplicată, respectiv pe eșantionul studențesc în mediul acesta academic, se potrivește bine, întocmai, pentru a face o asemenea cercetare. Da, noi am utilizat tehnici de terapie de scurtă durată pentru a vedea inclusiv și terapiile de scurtă durată, pentru a vedea dacă se schimbă rezultatele până în final la grupului experimental. Deci am avut un scop bine stabilit și fost nevoiți să utilizăm și terapie de scurtă durată. Eu nu mai am întrebări. Domnul profesor Jălescu, vă mulțumim. Alte întrebări? Doamna Cucer, doamna doctor Angela Cucer, vă rugăm foarte mult. Bună ziua tuturor! Sper că sunt auzită. Am și eu o întrebare. Doamna Șeschi, dumneavoastră ați vorbit că în cercetare au participat studenți de la 3 universități, da? În opinia dumneavoastră, care categorii de studenți au fost mai motivați spre succesul social? Mulțumesc, doamna Cucer. Ei, de fapt, erau toți motivați pentru succes, deoarece pentru ei a fost o noutate, venind cu așa inițiativă să participe la cercetare experimentală. Le-am spus scopul de participări și au participat, deci au fost curioși și ei să participe și să vadă rezultatele căpătate. Vroiau și ei rezultate pozitive. Și mai am o întrebare, dacă se poate. Cine de la noi din țară au studiat succesul social? Deci, când am vorbit despre fundamentarea teoretică, mulțumesc, doamna Cucer, pentru întrebare. Deci, de la noi din țară au cercetat tema dată doamna Zur, domnul Trofăilă și domnul Bucur Nicolae, repetatul. Am găsit lucrările și le-am utilizat și noi teza. Am cercetat. Doamna doctor Cucer, vă mulțumim foarte mult pentru întrebări. Alte întrebări? Poftim. Alte întrebări, să mă scălești. Alte întrebări. Poate. Cam nu aud eu, Dima. Eu am... Da.
întrebare. Da, doamna, colegă, dumneavoastră studiat reprezentările sociale a succesului social. Și cum este influența culturii tradiționale la reprezentările sociale a succesului social? Cum influențează cultura tradițională? Mă auziți, da? Dacă influențează. Dacă da, după părerea dumneavoastră, cum? Mulțumesc, doamna Păunencu. Credem că influențează, deoarece am menționat în prezentare că reprezentarea socială a succesului social se formează în diferite instituții sociale, începând cu familia, grădinița, școala, universitatea și chiar uneori și grupul de semeni unde activează persoana. Doamna doctor Caunenco, mulțumim foarte mult. Alte întrebări? Doamna profesor Jana Rapu, vă rugăm. Eu pun o întrebare, aici poate totuși nu vine claritatea. Eu mulți ani citesc metodologia și am întâlnit pe o pagină 108 o frază, ipoteză de control a rezultatelor. Și când am vrut să văd și documentez în internet, a apărut lucrare de control. Totuși asta, ce ați avut în vedere ipoteză de control a rezultatelor? Doamna Racu, mulțumesc. Probabil a fost o greșeală automată ceva, iată aici. Teza de control la rezultate. Da, probabil a fost o greșeală. Mulțumesc. Vă mulțumim, doamna profesor Racu. Alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, atunci, stimați colegi, mai fără doamne să știți care o să vă aducă la obiectiile gestului în acolo seminarului de note informativă a acest și în avizele altor centri certificări la valoare științifică și aplicativă a tezei. Deci, am menționat susținerii. Teza de doctor în psihologie cu tema reprezentarea succesului social în mediul studențesc a fost analizată în cadrul seminarului științific de profil 511-03 Psihologie Socială în data de 5 februarie 2021 în cadrul Institutului de Științele Educației, propunându-se mai multe sugestii. Voi da citire doar câtorva din acestea și anume, a fost propus să se verifice dacă în cercetările regionale nu s-au investigat anterior elementele reprezentaționale legate de succesul social, modul în care succesul social își face apariție în contextul reprezentărilor sociale, a remodelat problema de cercetare, deoarece în prim plan, în problema cercetării sunt evidențiate toate corelatele succesului social și nu reprezentările sociale care sunt plasate în plan secund. Problema trebuie să fie adusă în corespundere cu scopul și obiectivele cercetării. Obiectivul 1 al cercetării este redat într-o formă complicată și creează probleme cititorului care nu înțelege unele lucruri ce țin de cercetarea propriu-zisă. A revedea ipoteza care este expusă în partea introductivă a cercetării, deoarece este departe de modelul ipotetic care este prezentat în partea empirică a lucrării. Să se prezinte noutatea și originalitatea științifică a cercetării, fiindcă la momentul de atunci era indicat că este o nuanță specifică pentru elementele noi pe care care au fost aduse și rezită în viziunea autorului originalitatea lucrării.
să se includă detalii despre implementarea rezultatelor cercetării, unde au fost implementate, când au fost implementate, să se prezinte prin denumirea unui capitol detalii cu referire la conceptul de reprezentare socială în calitate de imagine subiectivă, așa să se includă direcțiile viitoare de cercetare în lucrare, să se efectueze concretizarea în capitolul, în denumirea capitolului 1, care atunci se numea abordări teoretice și teoretico-metodologice, și să se redacteze prin a evidenția aspectul teoretic a conceptelor de reprezentare socială și succes social, să se revadă, să se facă o analiză echilibrată în subcapitolul 1-2, în care se vorbea despre factorii sociali, se vorbește despre factorii sociali ai succesului social, deoarece este prezentat conceptul de motivație pentru succes foarte amplu și mai puțin celălalt concept de bază. Implementarea rezultatelor în adnotări să se prezinte convingător, indicând concret care sunt cursurile și unde au fost implementate rezultatele. Problema de cercetare necesită reformulare, redactare, pentru a relefa cu adevărat problema de cercetare științifică caracteristică unei teze de doctorat. Ipoteza cercetării, și anume prima parte a acesteia, să fie redactată, ipoteza generală, se are în vedere să se revadă capitolele în ca volum, deoarece mai erau niște nuanțe cu referire la proporționalitatea acestora, să se realizeze verificarea omogenității grupului experimental și de control, să se evite abrevierile în limbile străine din adnotări, să se reformuleze deformulat și intitulat rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei științifice importante, temei abordate conform ghidului, și evident că să se redacteze lucrarea. Decizia seminarului științific de profil din cadrul Institutului de Științe ale Educației a fost următoarea. A recomandat teza de doctor în psihologie cu tema reprezentarea succesului social în mediul studențesc, specialitatea 511-03 Psihologie Socială, elaborată de Ioana Șevski, spre examinare în Consiliul Științific Specializat. Totodată, în conformitate cu nota informativă a ANACEC, din data de 7 iunie 2021, au fost propuse următoarele recomandări și obiecții. 1. A redacta adnotarea pentru a exclude cuvintele în plus, de exemplu, în lucrarea de față, pentru prima dată a fost cercetată reprezentarea socială, această cercetare aduce completări la domeniul distinct al psihologiei sociale, etc. De asemenea, a exclude abrevierile din adnotare, deoarece fac mai anevoioasă receptarea conținutului. 2. A delimita clar conceptul cheie al cercetării, reprezentarea succesului social, reprezentarea socială a succesului social, reprezentarea socială a succesului. În tema tezei figurează reprezentarea succesului social, iar în scop și obiective se vorbește despre reprezentarea socială a succesului social sau reprezentarea socială a succesului. 3. A completa descrierea sumarului capitolului 1 din introducere. 4. A evidenția reperele conceptuale ale formării reprezentării sociale la tineri în mediul studențesc cu referințe la bibliografie, având în vedere faptul că aceasta constituie scopul cercetării în introducere. 5. A redacta obiectivele și a revedea ipoteza prin precizarea pașilor concreți de realizare a scopului. A redacta obiectivul în întocmirea și realizarea unui program psihosocial de dezvoltare a capacităților. Programul este făcută și o sugestie aici. 6. A redacta titlul subcapitolului 2.1, care este unul foarte general și nu reflectă specificul cercetării. Titlul capitolului 3, care are formula unui obiectiv și nu prezintă rezultatele cercetării, a redactat titlul subcapitolului 3.1 în programul psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social,
a redactat sub capitolul 3.3 pentru a arăta rezultatele privind dinamica pozitivă a motivației pentru succes a tinerilor. 7. A revedea, din perspectiva unei prezentări mai clare, descrierea programului de dezvoltare a motivației pentru succesul social. 8. A prezenta, în concluzii generale, rezultatele obținute corelate cu tema, ipoteza, scopul și obiectivele formulate în introducere. Nu a le relua pe acestea cuvânt cu cuvânt, de asemenea a descrie contribuțiile personale care trebuie să fie măsurabile, cu sublinierea valorii practice a acestora, a impactului elaborărilor în dezvoltarea științei, economiei, educației, culturii, etc. Pentru fiecare contribuție proprie, se recomandă a indica numărul capitolului și numărul paragrafului unde a fost dezvoltată. 9. A revedea referințele bibliografice, deoarece, de exemplu, la pagina 19-38, din circa 80 de referințe, doar 3-4 este indicat, la 3-4 este indicată pagina sursei. Și 10. Ultima aici este a redacta științific și stilistic teza, a revedea teza în aspect tehnic, în baza recomandărilor ghidului de redactare a tezei de doctor. Respectiv, concluzia aici este că teza poate fi admisă la susținerea publică după luarea în considerare a recomandărilor și obiectivelor formulate și după aprobarea ei în ședința prealabilă a Consiliului Științific Specializat. Luarea în considerare a recomandărilor și a obiecțiilor presupune efectuarea modificărilor în teză sau argumentarea lipsei necesității de a le efectua și menționăm faptul că pretendenta, candidata, a prezentat sub formă de tabel răspuns la această notă informativă. Menționăm că au fost și avize referitoare la valoarea științifică și aplicativă a tezei. Aici accentuăm că au fost următoarele avize. Au fost avize de la următoarele persoane. Vârlan Maria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Cheioana Andrei Diana, doctor în sociologie, conferențiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, Cucer Angela, doctor în psihologie, conferențiar cercetător, Institutul de Științe ale Educației, Gonța Victoria, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Sanduleac Sergiu, doctor în psihologie, conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. Aici accentuez faptul că toate avizele la rezumatul tezei de doctor au fost pozitive. Pretendenta, doamna Ioana Așevski, este invitată să comenteze cele spuse de secretar, în mod special criticile aduse, constatările făcute în documentele care au fost prezentate. Doamna Vadică, doamna Ioana aducerea la prezență. Noi ne-am stăruit că răspundem la toate propunerile și la toate propunerile și sperăm că propunerile și propunerile înaintate de către experții ne-au făcut ca teza să fie mai de o calitate mai înaltă. Am dat răspuns în scris la fiecare obiect. Vă mulțumim foarte mult. Doamna profesor dr. Svetlana Rusnak, conducătorul științific al lucrării, ne va vorbi despre calitățile personale și profesionale ale pretendentului. Vă rog. Eu am să vorbesc. Sau să mă duc să mă vadă și membrii colegii. Mă vadă și membrii comisiei care sunt aici. Bună ziua, vă salut pe toți. Deci, dacă a fi să menționez deja în prima dată despre aceste calități personale și profesionale de doctorand de cred că o să repet lucrurile pe care le-am spus și deci este un cercetător
Senatului, iar deja lucrat literatura din domeniu. Deci respectiv a fost omul care toți anii aceștia a lucrat asupra materialului, a încercat să caute cât mai multă literatură, lucru pe care o să-l vedeți, îl vedeți, de fapt, din lista bibliografică, să găsească tot ce poate fi găsit la tema dată, chiar dacă, să zicem, tema nu este una dintre cele mai cercetate. Despre succes se vorbește mult, despre motivația succesului se vorbește mult. Dacă vorbim despre succes social, este chiar mai rar folosită sintagma, iar despre reprezentarea succesului, practic, am găsit doar câteva reprezentarea succesului, câteva dintre studii care s-au amintesc prin ceva cercetări practice ale reprezentării sociale a succesului sau o pomenesc printre altele. Și deci tot lucrul cu literatură, lucru insistent în selectarea metodelor care veni cu asta, colectarea de date în mediul studențesc, repetare de date, încercarea un studiu pilot pe o altă noțiune, să vedem cum lucrează instrumentele alese, repetare, deci pe noțiunea dată, adică foarte multă activitate, care în final a dus la o lucrare. Domnul Jelescu, vrem să vă auzim. S-a întâmplat ceva? Doamna... Eu vorbesc fără microfon. Da, mă scuzați, eu vorbesc fără microfon, dar nu m-am auzit că vorbesc tare, am impresia că sunt auzită și de... fără de microfon în drept. Deci toată activitatea pe care a făcut-o pe parcurs a dus la o lucrare, în primul rând, bine documentată. Dar cred că domnul profesor n-a auzit ce spui. Eu cred că mă aud, acum mă aud. Da. Da, acum. La o lucrare, toată activitatea asta de documentare, de colectare, de lectură cât se poate de mult. Bine că acum avem, într-adevăr, nu este aceea ce era la întocmirea unei teze cu 15 ani în urmă. Acces foarte larg la diverse surse, inclusiv electronice, deci reviste internaționale, cărți și așa mai departe, a condus la faptul că, după părerea mea, lucrarea trebuie să aibă și o continuitate, programul trebuie să fie promovat și, într-adevăr, doctoranda trebuie să fie apreciată ca realizând planul totalmente, ca făcând față, vreau să zic și în cadrul redactării, conform propunerilor colegilor, întotdeauna a fost deschisă spre opiniile colegilor cu experiență din domeniul respectiv, lucrarea, cei care au urmărit-o pas cu pas de la catedră până acum Consiliu vor vedea că ea permanent a fost perfecționată și chiar puțin mai mult decât punea în catedră, pe urmă în seminar. Deci, adică la fiecare moment mai apăreau anumite idei. Eu vreau să-i doresc pentru asta succese și cred că este un noroc pentru conducător să ai doctorande, doctoranți care lucrează așa. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, cuvântul îi se oferă doamnei de profesor, cercetător, care ne va vorbi despre calitatea de referentul, va vorbi despre calitatea lucrării. Ia-mi. Doamna Bogoceanu, veniți pe aici. Doamna Bogoceanu, veniți pe aici. Procesul social reprezintă un imperativ dorit, odată dar aparent mai este că a fost interesant și a spus un jurnalist voluminos, de aproape 6 pagini, succesul social reprezintă un imperativ dorit și căutat de orice persoană care într-un fel sau altul este implicată în viața socială și
speră să se realizeze ca personalitate și ca specialist. Dar, deși este dorit și urmărit de fiecare subiect implicat în procesul social, fenomenul non-cauză nu a devenit obiectul unor cercetări sistemice, sistematice în psihologia socială din Republica Moldova. În teza sa de doctorat, doamna Ioana Șef deschide tema cu o lucrare de pionierat în domeniu, referindu-se la reprezentarea subiectului social în domeniul studențesc. Lucrarea propusă spre recenzare conține introducerea, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie și anexele. Sunt prezentate, conform cerințelor, adnotările între limbi, listele tabelelor, figurilor, abrevierilor, declarația privind asumarea responsabilității și CV-ul autoare. În introducere, autoarea argumentează actualitatea și importanța cercetării succesului social, apelând la condițiile sociale noi, instabilitate, migrație în țară, dar și peste hotare, modificarea condițiilor de viață și respectiv modificarea conștiinței, a reprezentărilor sociale referitor la modul de viață, dar și lipsa de modele. Respectiv, doamna Șefski stabilește actualitatea temei pentru a oferi tinerilor reprezentări și credințe referitor la succesul social și alegerea mijloacelor de a-l atinge. Conform cerințelor față de tezele de doctorat, este demonstrată încadrarea temei în preocupările cercetărilor, cercetătorilor de la colectivul de cercetare în Republica Moldova, până la preocupările internaționale. Problema de cercetare formulată corect, sunt formulate conform cerințelor în vigoare scopul, obiectivele cercetării, ipoteza și sumarul compartimentelor. Menționăm că introducerea conține toată informația, toate rubricile prevăzute în documentele care se referă la elaborarea lucrărilor de acest gen, asigurând astfel o bază de orientare atât autorului cât și cititorului. În capitolul 1, repere teoretice în cercetarea succesului și a reprezentării succesului social, sunt expuse bazele teoretice pentru cercetarea fenomenului în cauză. Menționăm că este prezentată analiza amplă a informației existente în literatura psihologică referitor la fenomenul succesului și a reprezentării succesului social. Autorul și-a construit demersul de cercetare pe 4 linii de analiză. În primul rând, a fost analizat fenomenul succesului și manifestarea lui în relațiile sociale. Succesul este definit de către autoarea tezei ca, citez, rezultat pozitiv al activității subiectului pentru atingerea scopurilor valoroase pentru sine, reflectând principiile de bază ale societății din care face parte. Și se manifestă ca formă de autorealizare. Este descrisă reprezentarea socială, sunt analizați factorii succesului, conținutului social, motivația pentru succes a personalității, reprezentarea socială a succesului, faptele depistate, relațiile cele mai importante deduse în procesul analizei, sunt expuse în concluziile formulate de autoarea tezei, ele devenind motiv pentru formularea problemei cercetării. Investigația corelatelor dihotomice ale reprezentării sociale a succesului social în condițiile transformării sociale și identificarea rolului componentei identitate a motivației pentru succes în vederea asistenței psihologice a tinerilor din mediul studențesc pentru orientare spre inițiative și succes. Aici a fost citat. Rezultatele analizei teoretice au motivat autoarea să formuleze problema cercetării. Investigația corelatelor dihotomice ale reprezentării sociale a succesului social în condițiile transformării sociale și identificarea rolului componentei identitate a motivației pentru succes. Concluziile la capitolul 1
Considerăm că conțin un șir de constatări care au importanță pentru dezvoltarea comportamentului caracteristic persoanelor cu, care tind spre succes social. Formarea în instituții sociale, motivația pentru succes ca factor intern important al autocontrolului. Autorii tezei deduce că reprezentarea socială a succesului social al studenților, mediul deosebit, actual se formează pe de o parte în mediul studențiesc, modelul Occidentului pe de altă parte, mediul arată neîncredere, limitează inițiativa. Conform proiectului cercetării, dar și concluziilor formulate la finele capitolului 1, autoarea, în capitolul 2, conținutul și factorul reprezentării sociale a succesului social în mediul studențesc din Republica Moldova, rezultatele cercetării experimentale constatative, a proiectat și realizat cercetarea experimentală constatativă, prin care se determină situații de factor în ceea ce privește reprezentarea socială a succesului în mediul studențesc. În acest capitol, doctoranda prezintă modelul de conceptualizare a variabilelor definitorii pentru conținutul reprezentării sociale, a succesului social și a factorilor care o determină. Motivația pentru succes, autoeficiența în activitate și în reprezentarea individuală, locul sub controlului ce e intens sau extern, inteligența emoțională și componentele acestea. Sunt descrise etapele cercetării experimentale, prezentată etapa experimentală de constatare, scopul, obiectivele, metodele și experimentele utilizate, ce prezintă eșantionul, ipoteza generală la cercetarea constatativă, ipotezile particulare lansate spre a fi valorificate. La prima etapă a cercetării experimentale, cea de constatare, autorii au formulat întrebări pe baza cărora au fost lansate următoarele ipoteze experimentale. Reprezentarea socială a succesului social este constituită din termeni asociativi care reflectă preocupările și interesele de bază ale studenților contemporani. Ambiguitatea unor termeni asociativi din reprezentarea socială a succesului social cu conținuturi care reflectă rolul personal în realizarea acestuia este influențată de incertitudinea motivației pentru succes sau de dominația celei pentru evitarea eșecului, care caracterizează pregnant orientarea motivațională a tinerilor din mediul studențesc. Factorii psihosociali care influențează conținutul reprezentării sociale a succesului social și motivația pentru succes se referă la credințele de a face față sarcinilor cotidiene, autoeficiență, capacitatea de asumare responsabilităților personale, locul sub controlului internalist, precum și de gestiunea relațiilor cu sine și cu alții prin controlul emoțiilor. În calitate de instrumente facilitatoare a fost elaborat modelul variabilelor verificate în cadrul cercetării experimentale de constatare, care a întrunit factori psihosociale, succesul social, identificați în procesul analizei informației la tema disertației. Acestea sunt orientarea motivațională și motivația pentru succes, bazată pe locul controlului intern sau extern, cerințele referitor la autoeficiență, inteligența emoțională. Sunt prezentați în figură 1 din teză. În rezultat, au fost implicate 245 de persoane, studenți selectați nealeatoriu prin tehnica stabilirii cotelor părți din cadrul Universității de Studii Politehnice și Economice Europene Constantin Stere, Universității Tehnice a Moldovei și Universității Libere Internaționale din Moldova, cu vârstă cuprinsă între 19 și 28 de ani. Au fost aplicate metodele ancheta sociologică, metoda asociației libere, scala Likert de la 1 la 5 pentru a obține evaluarea care indică importanța termenului evocat în lanțul asociativ,
A fost folosită și tehnica substituției, scala pentru evaluarea autoeficienței și alte metode descrise detaliat în lucrare. Scuzați. Scala Mehrabian e o motivație realizării, chestionarul pentru evaluarea locusului controlului, alte metode și tehnici de evaluare a situației de fapt. Metoda diagnosticarea metoda diagnosticare se bazează pe concepte teoretice ale ca caracteristici personale, reprezentare, gestionare și recunoașterea emoțiilor în diferite situații. Cercetările îndeoseb cele legate de criterii de identificare a reprezentării sociale și validarea metodelor construite în acest scop au stabilit un raport direct între reprezentarea socială a succesului social, motivația pentru succes sau pentru evitarea eșecului și anumite credințe și capacități personale considerate importante. Autoeficiența, locusul controlului internalist, inteligența emoțională, reprezentările sociale, credințele tinerilor și altele din acest rând de sensuri. Totodată, menționează autoarea, aceste circumstanțe au creat incertitudini în propriile posibilități și șanse, cât și referitor la credințele sau capacitățile considerate importante pentru succesul omului modern. Datele obținute la etapa experimentului de constatare, fiind verificate cantitativ și calitativ, au permis doamnei pretendente la titlul de doctor în psihologie să obțină o serie de fapte și relații de valoare referitor la situația de fapt în ceea ce privește reprezentarea socială a succesului în viziunea studenților ca grup social. Unele din ele le menționăm și noi în textul recenziei, ipoteza conform căreia reprezentarea socială a succesului social este constituită din termeni asociativi care reflectă preocupările și interesele de baza ale studenților contemporane a fost confirmată de faptele și relațiile obținute în experiment de constatare. Termenii asociativ, familie, carieră, realizare, studii, muncă, sănătate, fericire constituie nucleul reprezentării sociale a succesului social, iar termenii asociativ, călătorie, respect, statut, perspectivă, sistemul periferic. Nucleul reprezentării sociale a succesului înglobează două asociații cu conținut endogen legate de starea și efortul personal. Munca și realizare, cele mai multe fiind cu caracter exogen, reflectând rolul statutului social, familia, cariera, realizarea, studiile. Astfel, tinerii din mediul studenției stratează succesul prin prisma concursului de împrejurări favorabile, o bună parte din termenii asociativi cu statut ambigu, având un sens exogen. Serviciul, respectul, prietenii, statutul și altele. Acest conținut al reprezentării sociale a succesului social atestă o orientare realistă și optimistă relativ la rezolvarea sarcinilor curente, de etapă și de vârstă și activitățile, scopurile curente ale subiectelor cercetării. Motivația pentru succesul social, tendința spre performanță, spre rezultatele înalte în activitate, este caracteristică doar pentru 27% și 35% din tinerii participanți la cercetare. Studentele împărtășind mai mult motivația pentru evitarea eșecului decât studenții de gen masculin, fapt care limitează posibilitatea de atingere a performanței, dorința de noutate, spiritul de inițiativă. Autoarea constată că aceste rezultate au rădăcini în condițiile de mediu socioeconomic și caracteristici de personalitate. Incertitudinea orientării motivaționale și frica de eșec influențează conținutul reprezentării sociale a subiectului social, evocând termenii
asociativ cu conținut endogen, care reflectă rolul personal în categoria celor ambigui. Motivație pentru succes, credințele privind autoeficiența și două componente, competența emoțională și automotivare, influențează conținutul reprezentării sociale a succesului social al tinerilor din mediul studențesc. Capitolul 3 este partea care reflectă partea formativă, rezultatele experimentului formativ, dezvoltarea, capitolul se numește dezvoltarea motivației pentru succes social a tinerilor din mediul studențesc în cadrul programului social formativ. Respectiv conține descrierea experimentului formativ care a avut scopul de a elabora și aproba un program de informare și dezvoltare pentru a verifica posibilitatea principală de formare a motivației pentru succes social. Scopul programului a fost, cităm, dezvoltarea abilităților de identificare, definire și urmărire a scopurilor sociale, încheie realizării acestora prin afirmarea motivației pentru succes social, influențată de credințele privind autoeficiența și competențele emoționale. Autorii au formulat trei obiective: creșterea potențialului individual de motivație prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților de planificare și urmărirea scopurilor curente și globale, creșterea potențialului grupal de autoevaluare și valorificarea credințelor privind eficiența persoanei și dezvoltarea capacităților de comunicare interpersonală, intragrupală, cu efect de valorificare de către participanți a potențialului individual și a competențelor afective comunicative. În acest caz, disertanta a formulat ipoteza conform căreia dezvoltarea capacităților de planificare și realizare a scopurilor, în conjuncție cu reevaluarea autoeficienței și dezvoltarea capacităților de răspuns emoțional competent la diferite situații de viață, va conduce la afirmarea motivației pentru succes social, componentă identitară a reprezentării succesului. Motivația pentru evitarea eșecului a fost criteriul de bază în selectarea participanților în grupul experimental și cel de control creat pentru verificarea eficienței programului. Eficiența programului de intervenție a fost estimată prin compararea scorurilor variabilor cercetate la grupul experimental și cel de control, deci o metodă tradițională, până și după intervenție, precum și compararea intergrup, urmată de compararea scorurilor obținute la etapa follow-up în grupul experimental cu cele obținute în grupul de control. Diferențele statistici semnificative înregistrate în rezultatele subiectelor din grupul experimental față de cei din grupul de control test și respectiv retest la test, deci 107 și respectiv 104. Grupul experimental și respectiv grupul de control, orientarea motivațională pentru două eșantioane independente, la fel diferențe statistici semnificative. Diferențele de scoruri înregistrate permit autoarei să deducă dezvoltarea tendințelor pozitive prin consolidarea cunoștințelor și abilităților căpătate în experiență reală. Unele diferențe au fost înregistrate și în grupul de control, cum ar fi motivația pentru succes, dar diferențele sunt nesemnificative. Autorul menționează că în cadrul grupului de control, de asemenea, s-au înregistrat unele progrese, ca de exemplu motivația pentru succes a crescut de la 109,1 la 110,2. Ceea ce permite autoarei tezei să concluzioneze că discuțiile simple despre succes deja motivează. În final, autorii menționează că metodele aplicate și-au demonstrat eficiența, contribuind la dezvoltarea motivației pentru succes și consolidării factorilor
care asigură succesul social, a credințelor privind autoeficiență. În rubrica concluzii generale și recomandări sunt generalizate rezultatele teoretice și experimentale obținute de autor. Analiza abordărilor teoretico-metodologice la tema cercetării a demonstrat că reprezentarea succesului social și componenta ei identitară, motivația pentru succes, sunt produsul influențelor exercitate de instituțiile sociale, familie, școală, grup de semeni, dar și cele ale macrocontextului social, care parcurge o etapă a transformărilor, solicitând responsabilitate personală și oferind libertate de alegere. Succesul social a fost definit ca rezultat al activității persoanei în contextul solicitărilor sociale și în conformitate cu aspirațiile proprii. Dominat de motivația pentru succes, determinat de influența factorilor de natură psihosocială, locusul controlului intern, autoapreciere și automonitorizare adecvate, întruchipate în credințe privind autoeficacitatea în activitate. În contextul cercetării teoretice a fost identificat un raport direct între reprezentarea socială a succesului social, motivația pentru succes sau pentru evitarea eșecului și anumite credințe și capacități personale considerate importante. Autoeficiența, locusul controlului internalist. A fost construit modelul factorilor psihosocial care influențează reprezentarea succesului. Credințele tinerilor din mediul studențesc privind succesul social. Verificarea experimentală acestui model a constatat prezența unui raport mutual între conținutul reprezentării sociale a succesului tinerilor din mediul studențesc și motivația pentru succes, credințele privind eficiența și două componente ale inteligența emoțională, competența emoțională și automotivarea, fiind validat modelul propus. În rezultat, un rezultat important este și identificarea conținutului reprezentării sociale a succesului social. Nucleul reprezentării sociale, familie, carieră, realitate, studii, muncă, sănătate, fericire, sistem periferic, călătorii, respect, statut, perspectivă și altele. Interpretarea prin prisma concursului din prejurări favorabile și a capacității de rezolvare a sarcinilor curente, poziție influențată și de etapa de vârstă și activitate de bază a subiectelor și trei. Totodată, autorul a identificat dominanța motivației pentru evitarea eșecului sau a motivației incerte, condiționate de factori psihosociali, credințe manifestate mai frecvent în valori jase sau medii privind autoeficiența în activitate, amplasarea internă a locului controlului în cazul a două treimi din tinerii participanți la cercetare, prezentând transformările în mentalitatea tinerilor și perspectiva dezvoltării acționamentelor și comportamentelor axate pe succes. A stabilit că modificarea orientării motivaționale, formarea motivației pentru succes, are loc în condiții de învățare, dezvoltarea capacităților de formare, a atitudinilor constructive în raport cu sarcinile curente și scopurile de viață, prin cultivarea deprinderilor, transformarea a problemelor în scopuri, planificare activității, verificare, testare rezultatul programului care poate fi replicat în mediul studențesc. Constatăm astfel că autoarea tezii a reușit în colaborare cu conducătorul științific să proiecteze și să realizeze o teză de doctorat care conține valori științifice și practice veritabile, ceea ce îi oferă dreptul să fie calificată la titlul științific de doctor în psihologie. Mulțumesc, doamna.
mulțumesc, doamna Bolboceanu, pentru aprecierea înaltă. Și vom lua în considerație propunerile și sugestiile voastre pe viitor o altă care mai departe. Da. Foarte mult mare este invitat de punctul său de vedere asupra acestei teze. Vă rugăm foarte mult. Doamna Natalia Cojocaru, mă auziți? Închis microfonul. Alo? Mă auziți, doamna Cojocaru? Acum toți vă auzim. Da. Doamna Cojocaru, nu vă auzim. Închis microfonul, doamna. Deschideți microfonul. Conectați microfonul. Nu vă auzim. Da, acum cred că da. Da. Și în continuare, doamna Natalia Cojocaru, doctor în psihologie, conferința universitară de Sănătate Moldova, ne va oferi punctul său de vedere asupra tezei aflate în discuție. Vă oferim cuvântul, stimată doamna Natalia Cojocaru. Da, stimați colegi, cer scuze că m-am conectat. Am examinat lucrarea prezentată de doamna Șerpski și am ajuns la anumite concluzii pe care o să încerc să se reprezint pe scurt în cele ce urmează. Aș vrea doar să menționez pentru că este o lucrare care merită atenție, dar fiind faptul că este una dintre puține lucrări care abordează problematica reprezentărilor sociale. O temă care este doar studiată începând cu anii 60, când a fost prima lucrare, în acest domeniu și continuă și până astăzi acoperind, aș putea să zicem, tot mapa mondul, preferi de psihologie, de preferiri la reprezentările sociale sunt și în Asia și în America Latină și în Europa și, evident, și în Republica Moldova. Lucrarea prezentată de doamna Șepski debutează cu analiza unor aspecte legate pe care și l-a propus pentru deci pe care constituie de fapt fundamentul cercetării și este analizată cercetarea succesului și a reprezentării sociale a succesului, cum este analizat fenomenul succesului în dinamica relațiilor sociale, faptul care determină succesul social, particularitățile motivației de succes ca parte integrantă a succesului social și inclusiv specificul reprezentării sociale ca forma cunoașterii sociale. Capitolul se finalizează cu o serie de concluzii care promovează esența problemei, se finalizează cu o serie de concluzii care precizează esența problemei de cercetare, adică investigarea corelatelor dicotomice ale reprezentării sociale a succesului social în condițiile transformării sociale și identificarea rolului unei componente esențiale, consideră doctoranda, acestei reprezentări și anume motivația pentru succes. Și care ar fi, ar oferi suport în asistența psihologică program de intervenție. În acest context, ne permitem să nu fim de acord cu una dintre afirmațiile pe care o face doctoranda în acest capitol, precum că, că nicio cercetare nu a examinat rolul elementelor sociale ale reprezentării sociale în procesele de diferențiere intra și intergrupale. Amintind în acest context cercetările privind relația între reprezentările sociale și nevoie socială ca parte integrantă a nucleului central sau contribuțiile lui Quas și școala de la Geneva legate de studiul relației dintre reprezentări sociale și problematica relațiilor intergrupuri. În capitolul 2 sunt discutate rezultatele cercetării empirice reprezentării sociale a succesului social, inclusiv datele
ceilalți factori investigații lucrare, și anume grupul controlului intern, inteligența emoțională, motivație de succes, iar capitolul 3 prezintă rezultatele, activitățile și rezultatele din programul de intervenție. Analiza acestui program a fost realizată în procedură clasică, test pe test, cu măsurători repetate și după realizarea programului, inclusiv de follow-up. Aceste investigații repetate imediat și după finalizarea programului demonstrează eficiența acestui program, autoare recomandând programul pentru a fi implementat în mediul studențesc. Printre concluziile cel mai importante ale de reprezentare, iar reprezentarea socială a succesului social registrează schimbări ca urmare a transformărilor sociopolitice, culturale sau economice în ultimele decenii. Putem vorbi despre un obiect social, reprezentarea căruia a suportat anumite transformări și mutații în ultima perioadă. O altă concluzie, aceste mutații pot fi identificate în mod special prin încercarea de a sonda zona mută sau partea nevăzută, partea ascunsă a reprezentării sociale, care nu se revelează în orice situație de interacțiune socială, inclusiv într-o situație tipică de investigare, fiind necesare niște condiții speciale pe care autoarea încearcă să le, să le analizeze aici prin tehnica, valorifică aici prin tehnica substituției. Apoi, motivația pentru succes social și tendința spre obținerea performanței este caracteristică pentru aproximativ o treime din subiect și este considerată de o serie de și este condiționată de o serie de factori psihosociali, cum ar fi inteligența emoțională, locul controlului intern și autoefficacitatea sine. Și reprezentările sunt părți integrante ale identității personale și sociale. Astfel, cunoașterea reprezentării sociale cu referire la succesul social este esențial în vederea elaborării unor strategii de intervenție. În continuare, pe scurt, o să mă refer la câteva aspecte care îi conferă viziunea mea valoarea acestei lucrări, și anume, apreciem obiectul social pe care l-a ales doctoranda pentru studiu, deci reprezentarea pe care a studiat, într-adevăr, succesul social este un fenomen care suportă niște redimensionări valorice în funcție de multiple transformări care se produc la etapa actuală. Apoi, alegerea acestui fenomen în calitate de obiect de reprezentare și ipoteză, precum că în esență am putea vorbi mai curând de un obiect sensibil, deci le considerăm niște direcții importante de cercetare, deci foarte importante, inspirate de altfel. Selectarea grupului de subiecți, în mod cert, tinerii sunt cei care se confruntă cu niște provocări legate de semnificațiile atribuite succesului la etapa actuală. În era tehnologiilor, când imaginea virtuală este cea care pare să conteze mai mult decât și tocmai tinerii sunt cei care sunt influențați de diverse modele de succes prezentate în lumea virtuală. Considerăm importante și contribuțiile metodologice pe care le aduce autoarea, și anume apreciem diversitatea metodelor utilizate în colectarea datelor și traducerea și validarea unor scale care ar putea să fie ulterior folosite de cercetători interesați de această problematică. Alte aspecte importante în această lucrare sunt faptul că doctoranda a încercat să sondeze această zonă mută a reprezentării și pe lângă verificarea centralității elementelor constitutive din conținutul reprezentării sociale a succesului social, autoarea și-a propus și sondarea părții ascunse. Și datele arată răsturnări esențiale în nivelul pozițiilor pe care le ocupă elementele reprezentărilor sociale în funcție de frecvența apariției și a importanței. La fel, sunt prezentate și niște analize interculturale. Sunt prezentate și niște analize interculturale a datelor obținute în cercetarea
cercetarea pe care a realizat-o doctoranda, rezultatele fiind analizate cu studii similare realizate în alte țări, în Marea Britanie, Japonia, Rusia sau Ungaria. Ei, și câteva sugestii în final, pe care dacă doctoranda le va considera utile, ar putea să le ia în considerare eventual în lucrările ulterioare pe care le va publica. Deci considerăm că în lucrările ce vor fi publicate ulterior, în baza acestei lucrări de doctorat, ar fi binevenite niște clarificări privind următoarele, reprezentarea succesului și reprezentarea succesului social ca o formă de cunoaștere științifică, conceptualizarea teoretică a fenomenului succesului, de exemplu, care sunt factorii determinanți ai succesului, interrelația dintre succesul social și motivația pentru succes și reprezentarea socială a succesului sau succesului social ca o formă de cunoaștere la nivelul simțului comun, reprezentarea acestui fenomen în imaginarul social al unui grup social concret, în cazul dat studenții, cu alte cuvinte, cum este reflectat conținutul în mod particular acest tip de cunoaștere științifică la nivelul cunoașterii comune. A doua sugestie, pornind de la faptul că nu există reprezentare fără obiect și nu orice obiect social este un obiect de reprezentare, am însă sugerat o încadrare teoretică exclusivă inițială a obiectului social, o primă analiză a specificului obiectului social studiat, succesul social, prin prisma criteriilor propuse de Molinier. Autorul propune 5 întrebări de bază la care trebuie să răspundă cercetătorul atunci când inițiază studiul unei reprezentări, pentru a vedea dacă putem să vorbim într-adevăr de o reprezentare de un obiect social și o reprezentare a acestuia. Și aceste întrebări ar fi ce obiect de reprezentare, pentru ce grup sau grupuri, cu ce scop, în raport cu cine și dacă vorbim de o reprezentare sau de ideologie. Deci răspunsul la aceste întrebări permite o mai bună clarificare a condițiilor de abordare a unui obiect social ca un obiect de reprezentare. În același context, credem că ar fi necesare niște explicații cu referire la mutațiile identificate în zona mută, deci acea parte nevăzută a reprezentării, care nu este imediat decelabilă și sunt necesare niște condiții speciale. Deci cum se explică aceste mutații? Care ar fi, de ce succesul social este un obiect sensibil? Deci o mai bună caracterizare a specificului obiectului social ca un obiect sensibil. Care ar fi acele condiții sociale, culturale sau ideologice care îi determină acest caracter sensibil? Și, cum am zis, deci sunt doar niște recomandări, iar doctoranda, doamna Șepski, dacă va considera necesar, le va lua considerare în studiile ulterioare. Concluzii finale. Consider că prezenta lucrare aduce o contribuție importantă pentru cercetările din Republica Moldova care vizează studiul formării și transformării reprezentărilor sociale ale grupurilor sociale cu referire la diferite aspecte ale realității sociale. Lucrarea corespunde cerințelor și standardelor academice pentru elaborarea unui asemenea gen de producție științifică și poate fi apreciată ca o teză de doctorat în domeniul psihologiei sociale. Subliniate fiind încă o dată meritele acestei lucrări și anume importanța rezultatelor empirice în contextul dezbaterilor privind problematica succesului social în general și a reprezentării acestuia în mediul studențesc în mod particular, mă asociez inclusiv recomandările sugerate de autoare în vederea unei intervenții psihosociale eficiente, mă asociez propunerilor de aprobare a prezentului ca o teză de doctorat și susțin acordarea titlului de doctor în psihologie social doamnei Ioana Așescu. Atât. Vă mulțumesc. Va trebui să răspundă la mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc, doamna Cotaru, pentru o apreciere înaltă. Propunerile, mulțumim și pentru propuneri. Propunerile dumneavoastră neapărat vă considerați într-o oară cercetare. Cred că
vor fi foarte benefice pentru a și explicarea urați mult succes, doctor Andrei. Mulțumesc! Doamna Cucer, ne auziți? Da, da, eu vă aud. În continuare, îți oferă cuvântul, vă rugăm foarte mult. Mulțumesc mult, domnul președinte. Eu am examinat lucrarea și am constatat că există foarte multe studii ale fenomenului succesului. Toate aceste studii confirmă faptul că valoarea succesului social, dorința și capacitatea de a avea succes este în continuă creștere în lume. Deci nu doar la studenți, dar la toate persoanele. Consider că cercetarea motivației și reprezentărilor sociale, social, definirea identității sociale a acestora, a înțelegerii rolului personal în realizarea succesului social al tinerilor prin mediul studențesc, reprezintă importanță anume prin identificarea unui model teoretic sau practic, care ar contribui la rezolvarea dilemelor cu care aceștia se confruntă în perioada întrării în maturitate. Autorul, de doamna Așărski, reflectă în la începutul tezei actualitatea temei de cercetare, ne prezintă o descriere a situației în domeniul cercetat, identifică problema, scopul, noutatea științifică, semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării, cât și rezultatele științifice principale care au fost înaintate pentru spre susținere. Capitolul 1, ca de obicei, este un capitol teoretic, autorul ne prezintă, adică scoate în evidență cadrul teoretic, conceptual, științific și principalele contribuții teoretice la abordarea reprezentărilor sociale, a factorilor și conținutului social al succesului, scoate în evidență motivația pentru succes a personalității în sistemul de relații și reprezentări sociale. În capitolul 2 sunt reflectate rezultatele cercetării experimental-constatative, este prezentat modelul de conceptualizare a variabilor teoretice prin conținutul reprezentărilor sociale, a succesului social și a faptelor care determină motivația pentru succes, anume aceștia, i-am numit acești factori care sunt autoeficiența și motivația pentru succes, autoeficiența și componentele acestea. De asemenea, sunt descrise etapele cercetării experimentale. Anume, prin cercetarea experimentală, autorul a reușit să răspundă la întrebările pe care o preocupau și anume dacă conținutul reprezentărilor sociale, a succesului social, reflectă preocupările și interesele de bază ale eșantionului cercetat, ale studenților din instituțiile universitare, în ce măsură tinerii contemporani din mediul studențesc dețin motivație pentru succes, dacă posedă studenții contemporani acele calități care le-ar favoriza motivația pentru succes și realizarea acestuia. În capitolul 3, formativ, a prezentat succint, lux de amănunte, spune, de signul experimental formativ. Totodată, în acest capitol, doamna ne prezintă, a descrie programul psihosocial de informare și dezvoltare elaborat,
care a fost intitulat Programul Psihosocial de Dezvoltare a Motivației pentru Succes Social. Scopul acestui program a fost dezvoltarea abilităților de identificare, definire și urmărire a scopurilor sociale, întâia realizării acestora, prin afirmarea motivației pentru succes social, influențată de credințele privind autoeficiența și competențele emoționale. Valoarea programului de dezvoltare psihologică elaborat și implementat de către autoare a fost verificată, deci, în acest experiment formativ și a fost demonstrată eficacitatea acestui program. Conținutul programului fiind original, iar cercetarea experimentală fiind bine conturată și explicată. Concluziile generale care sunt prezentate în această lucrare sintetizează rezultatele acestei investigații și anume aceste concluzii care au fost prezentate atât în capitolul 1, la finele fiecărui capitol și cele generale, deci demonstrează anume competențele și capacitățile doctorandei de a conceptualiza, cerceta și explora cadrul praxeologic. Totodată aș spune că am rămas plăcut surprinsă de această lucrare și consider că doamna Ioana Așevski merită să-i se confere titlul științific de doctor în psihologie, specialitatea 511-03, psihologie socială. În final, vreau să vă doresc succese doctorantei și coordonatorului, deci conducătorului acestei teze de doctor, doamnei Rusnac Svetlana, doctor în psihologie, conferențiar universitar. Mult succes! Doamna doctor mulțumesc frumos, doamna Cucer. Mulțumesc pentru o apreciere frumoasă și înaltă a lucrurilor efectuat ca tezei de doctor. Propuneri parcă nu sunt, dar noi cu dumneavoastră am comunicat și cadrul seminarului, am luat în considerație toate propunerile și obiecțiile voastre la etapa trecută și vă mulțumim pentru faptul. Mulțumesc! Mult succes! Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, pentru membrii care sunt parte de zi și legătură cu acest fapt vreau să spun că deci, mod care e persoană pentru că sunt oferă de sunt profesor aveți cuvânt. Da, vă mulțumesc mult, domnul președinte, mați membri ai Consiliului Științific, mați referență, onorată asistență. Mă voi strădui să fiind faptul că de acum s-a punctat mult referitor la teza respectivă și deci eu în linii mari mă asociez la cele menționate, dar totodată având în vedere că tema totuși a fost în primul rând discutată în instituția în care a fost inițial elaborată, la ULIM, sub conducerea doamnei Svetlana Rusnac, având în vedere că după aceea a fost discutat seminarul științific de profil
apoi a fost prezentată la ANACEC și iar au parvenit anumite deci, obiecții, apel, care după aceasta am fost convocați iarăși de nou pentru susținerea prealabilă și așa mai departe. O să mă strădui să fiu mai, așa cum am zis, succint. Aș menționa, totuși, după toate discuțiile care au fost, la tema a fost mai precizată și tot așa mai departe și ea, în cele din urmă, a rămas, este o temă foarte actuală. Conținutul tezii corespunde scopului, corespunde obiectivelor trasate și așa mai departe, metodele și tehnicile care au fost aplicate sunt adecvate, prelucrarea și reprezentarea datelor este pertinentă, astfel disertația se caracterizează, așa după cum a și fost menționat, deci prin noutate, prin originalitate, în special, desigur, că pentru Republica Moldova, poate și pentru România, și pentru acest spațiu, rezultatele obținute, desigur că vor contribui la soluționarea problemei științifice corespunzătoare, în special în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, și teza, în sensul acesta, are o anumită semnificație teoretică și valoare aplicativă. Rezultatele obținute au fost aprobate, implementate, deci în Republica noastră, în particular în instituțiile unde au fost efectuate experimentele corespunzătoare, constatare, formare, control și așa mai departe. Sunt, îmi pare bine că, iată, menționate nu numai rezultatele obținute, dar și limitele. Asta tot mult înseamnă pentru că aceasta denotă faptul că autoarea tezei și producătorul, doamna Rusnac, sunt conștienti de problemele care pe viitor urmează a fi soluționate încă și se merită chiar să fie rezolvate, pentru că suntem într-o perioadă foarte și foarte importantă de tranziție. Tranziție la economia de piață, în care rolul și reprezentărilor sociale este foarte important și el trebuie dezvoltat în mediul academic. Și teza este, aș spune, în linii mari, de asemenea, bine redactată, în particular și în punct de vedere lingvistic. Iată, m-a bucurat faptul că, deși inițial experimentul formativ a fost efectuat într-un termen, aș spune așa, relativ scurt, a fost binevenit faptul că el a fost repetat în perioade de câteva luni pentru a se convinge dacă ceea ce a fost format în grupul experimental, deci se adeverește comparativ cu ceea ce a fost constatat în grupul de control. Și aici a fost aplicat corect prelucrarea noastră statistico-matematică, Manu Itni și totodată Will Coxon, deci care rezultate denotă că sunt valide, sunt bune. Ei, știți, ca orice lucrare, sigur că desăvârșirea nu are limite, ea poate continuată și nu a lucrul acesta, etc. Dar iată, uneori așa, curiozitate, când ne uităm în adnotare, să zicem așa, de exemplu. Autoarea menționează că deci, textul de bază constituie 137
fost obiecția aceasta inițial spusă, dar nu știu din ce considerente n-a fost luată în considerație. Pe atare 143 de pagini până la bibliografie. Deci, mai sunt și altele așa mai mărunțele, acolo vreau să zic că semne de situație, unele de litere poate scăpate, dar toate acestea, sigur că nu diminuează nici într-un caz valoarea teoretică și practică a tezei de doctorat de către doamna Șefski sub conducerea doamnei Sărbina Rusman. Eu, ca și toți cei care au vorbit, sunt de acord că merită tezei conferite cu științific de doctor în psihologie doamnei Șefski Ioana la specialitatea respectivă psihologie socială 11.03 cu ce oferit și de asemenea și conducat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul profesor, continuare cu cuvântul să oferă doamnei Jeana Racu, doamnei Jeana Racu, doamnei Jeana Racu, doamnei Jeana Racu. Bine s-aude, da? Bine s-aude. Stimați colegi, eu tot cu mare interes am făcut cunoștință cu lucrare și la etapa am participat la etapa precedentă la discuție și teza de doctor a doamnei Șefski, incontestabil, este o lucrare cu importanță majoră pentru psihologie socială, fapt care confirmat prin actualitatea și semnificația juridică a temei de cercetare. Dar ca studenții sunt la etapă de dezvoltare a reprezentărilor sociale în general și în special a procesului social. Notatea științifică este expusă de autor susținut de tine. Teza se conține constituit din adnotări, stabililor, tradițional, figurile, trei capitole, concluzii generale și recomandări. În introducerea autoarea prezintă toate elementele cheie, actualitatea și importanța temei abordate, încadrarea temei din cercetările, din preocupările internaționale, naționale și ipoteză de cercetare, sinteză de cercetare și justificarea metodelor sumarul tezei. Capitolul teoretic este o analiză profundă a literaturii de specialitate a lucrărilor 276 de tipuri din domeniul psihologiei sociale la tema succesului social, de reprezentări lucrării clasice, moderne, autori, autori. În lucrare este prezentată și opinia proprie a autorii cu privire la abordările teoretice la problema reprezentărilor sociale. Consider că doctorand a reușit să prezinte materiale teoretice necesare în vederea cercetării implice realizate în partea practică. Teza la nivel experimental este o realizată în tradiție clasică a școlii de psihologie Republica Moldova. Desigur, cercetării este elaborat de autoare. Scopul obiectivele propuse pentru cercetare reflectă conținutul studiului prezentat și realizat de doamnă Șefski în perioada 2015-2016. Capitolul 2 este expus experimentul constativ, care a fost realizat de un eșantion foarte impunător, 245 subiecte experimentale. S-a utilizat un set suficient instrumente diagnostice și a fost realizată pe lucrare statistică a rezultatelor calificative, care este una bună și minusoasă. Rezultatele studiului completează psihologia socială cu datele experimentale noi, la structură și consumul de pregătirilor sociale studenților a succesului social, elemente de bază care rămân tradiționale, familie, carieră, realizare, muncă, sănătate și sistemul periferic, călătorii, respect, statut, perspectivă, se pot informa profesorii din instituțiile superioare și învățământ despre interesele cele mai importante ale studenților contemporane. Rezultatele obținute sunt analizate și interpretate combinator. Organizarea experimentului formativ, în care a fost elaborat și predat programul social
de dezvoltare a motivației pentru succes social. La urmare, ca implementării programului s-au obținut schimbările la studenții cu discriminare. Teza de doctor în psihologie reflectă soluționare problemei științei importante în domeniul studiului care reabilitarea succesului social la tipul din mediul studiului științesc și a factorilor psihosociale care determină. Vreau să remarc și valoarea aplicativă a cercetării care constituie în posibilitatea de a utiliza rezultatele studiului în activitatea cadrelor didactice psihologilor. Împreună cu aceasta este discutabil extrapolarea programului elaborat în perioada preadolescentă și la adulții care, după aparerea noastră, vârstele respective există specificul reprezentării sociale și motivației de succes. Autoreferatul reflectă corect conținutul de bază a tezei. În final, unii copii care a fost observație, ca de obicei, anotarea e timp arusă în aceste redactare, unele propuse nu au sens, de exemplu, bine ustavlene experimentalne în rezultatele psihosociale programe. Totuși, nu programă ca atare, dar implementarea programului. Și am găsit în unele tabele cu rezultatele la unele variabile, nu sunt stabiliții, corelații, dar la descrierea datelor sub tabel sunt indicate ca există corelație, ca exemplu, tabel 7, dar asta nu este semnificativ, poate greșeală tehnică. Obiecții marcați mai sus, nu diminuează noutatea, valoarea științifică și aplicativă a cercetării, în final, consider că teza de doctor de reprezentarea succesului social în mediul sănătos corespunde totalmente cerințelor ANACEF, iar prezidenta Șepski, Ioana, merită conferirea de doctor în psihologie, specialitatea în CIF-11, sistemul 3, psihologie socială. Și 4 doctorandii a Șepski și conducătorul științific, doamne Ruslan. Rusna. Doamna profesor, vă mulțumesc foarte mult că mai discuteră doamne Irina Căutencu, tot psihologii cu perințeală universitară. Спасибо. Я хотела сказать, что коллеги достаточно детально характеризовали работу, и мы с госпожой Аршевской у нас на факультете ее детально также анализировали, поэтому мне хотелось бы добавить больше пожеланий, перспективы, которые я вижу в данной работе. Безусловно, особую актуальность для нашего пространства приобретает феномен социального успеха, и тут я присоединяюсь к профессору Железко, что этот феномен в период транзитивности достаточно противоречивый и непростой. И через феномен социального успеха, который следовало достаточно детально госпожа Аршевская, мы понимаем, как молодежь осмысливать сегодняшний период. А из этого вытекает проблема, над которой сейчас работают ведущие лаборатории. Это диалог поколений. Для того, чтобы состоялся диалог поколений как основа консолидации общества, необходимо понимать обе стороны, не только старшее, но и молодое поколение. Это с одной стороны. С другой стороны, понимание социального успеха, оно отражает габитус или социокультурный контекст нашего региона. Это является крайне важным. И что, наверное, интересно, что исследуя культурные ценности молодежи молдаван, мы видим, что много здесь перекрестков с результатами, которые были у госпожи Аршевской, поэтому я и задала вопрос, как это влияет культура. Вот, в социальных представлениях об успехе здесь отражена семья,
здоровье, то есть традиционные ценности. И если мы говорим, что молодежь находится на перепутье, для нее характерны как сохранение культуры, так и инновационные моменты, мы этот отклик видим в результатах совершенно независимо, параллельно и в исследовании госпожи Аршевской. То есть это как-то еще раз подтверждает то, о чем говорил москвичи, что вообще-то кто исследует идентичность, и кто социальная идентичность и социальные представления, они достаточно близки, и они могут взаимообогащать друг друга. И вот исследование госпожи Аршевской это еще раз подтверждает. Дальше, понятие социального, феномен социального успеха приобретает крайнюю важность, когда многие психологи отмечается у молодежи риск бегства от сложности. И вот этот момент структуры социального успеха, и, хотя это не было главной задачей, но мне достаточно как бы было интересно посмотреть программу по развитию мотивации к социальному успеху. Вот здесь как раз показывает нам выход из ситуации, которая есть в настоящее время. Именно ориентация на успех, которая так необходима, когда находится общество в ситуации трансформации и необходимости реализации социально-экономических реформ. И еще один важный момент, который проистекает из работы, это, безусловно, социальный успех, он может быть очень важным фактором и компонентом при формировании позитивного отношения к будущему. И вот это формирование позитивного отношения к будущему, мне кажется, что сегодня оно будет очень востребовано не только для группы молодежи, но и для всех групп, особенно в тот период, в котором мы сейчас находимся. То есть в период сниженной социальной активности, в период пандемии. Поэтому ориентация на социальный успех, понимание, что это такое, оно приобретает сегодня какую-то особую остроту. И последнее, что я хотела бы отметить, что через понимание социального успеха, через структуру, через исследования, это дает возможность понимать влияние, формирование и влияние на молодежь, на ее установку, на отношения. Я бы сказала, шире, на отношения к стране и к процессам, которые происходят. Поэтому я думаю, что было бы возможно целесообразно, и я надеюсь, что это будет, продолжить данную тематику не только на молодежи, но переключиться и на другие профессиональные группы, на понимание, что в их представлении является социальным успехом. Я присоединяюсь к коллегам, что исследование, выполненное Аршевской Ионой под руководством Светланы Руснак, доктора психологии, конференциара, она заслуживает искомой степени доктора психологических наук по специальности 511-03. Спасибо большое. У меня, в общем, вот это все. Я надеюсь, только последнее, я надеюсь, что в дальнейшем это будут определенные рекомендации и для государственных структур. Da, vă mulțumim foarte mult, doamna profesor Caunenco, cu tot îi se oferă care doamna Elena Cuzur, doctor. Imagine. Prezentarea succesului social în mediul. Vreau să zic că metodologia cercetării cu scopuri. Da,
Metodologia cercetării corespunde după cerințelor ANACIP. Vreau să menționez și eu ca și colegii că aparatul categorial corelează cu metodologia cercetării situată într-o cercetare, în anotare, și cercetarea reprezintă o abordare amplă a succesului social cu toate componentele, fiind abordată multiaspectual care colegitarea. Este căutabil lucru că a fost foarte frumos elucidat programul formativ de afirmare a motivației. Astfel, autoarea reușind să rezolve problema cercetării. Menționez că prelucrarea datelor este permanentă, valoarea aplicativă a cercetării rezidă în magnetizarea, îmi place acest cuvânt care l-am auzit de bună Steva, autoarea doamna Șteacă. Magnetizarea tinerilor din spiritul realizarea succesului social, valorificând sinele, adică capacitățile și resursele personale de care au nevoie foarte mult astăzi adolescenții, tinerii în perioada de tranziție, în perioada schimbărilor continuă la nivel global. Vreau să menționez că succesul social în mediul studențesc ține de capacitățile personale, psihologice ale fiecăruia și capacitatea de adaptare a acestora la mediul care se află mereu mare. Conținutul este relatat în cele trei capitole. Desigur că bibliografia este de un număr impunător, 246 surse, publicațiile 10 la număr, dar foarte bine relatează conținutul cercetării dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru invitație frumoasă, pentru rezultate încurătoare și am și eu o propunere ca această cercetare să fie dezvoltată în mediul școlar. Noi astăzi avem o accelerare în dezvoltare pe elevilor. E bine când ei vin cu această reprezentare despre social din școlaritate. El trebuie să fie motivat pentru ziua de mâine. Deci, e asigur o axă a personalității stabilă, ca să nu vibreze la această situație schimbări continuă. Eu vreau să succes, ca și eu, de acord, pentru a conferi doamnei Așevski de doctor în psihologie specialitatea. Dacă putem scrie cazul mulțumesc! Eu vreau să mulțumesc membrilor Consiliului pentru o analiză minuțioasă a lucrării date. Desigur, să faci o analiză a unei lucrări este un lucru foarte responsabil și minuțios. Și nu numai atât, dar și ați venit de propuneri și proiecte foarte binevenite care fie să ne servească pentru o ulterioare ca obiectiv. La rândul meu vă doresc succes. Eu și cum să doamna secretar a luat în calcul, a modificat proiectul inițial. Și atât, acum, cu plăcere, îi ofer cuvântul pentru a da citire acestui proiect de hotărâre referitor la gradul de și valoarea științifică și practică a rezultatelor de teză, respectiv la conferirea timpului științific.
solicitare. Stimați doamnă secretar, plăcerii vor. Păi nu, că dumneavoastră doar pe exemplu, e ca să fie mai apoi. Mulțumesc frumos, stimate domnule președinte. În primul rând vreau să vă zic, evident, voi vota pentru a-i se conferi doamnei Așevski titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511-03, psihologie socială. Și în cele ce urmează, voi da citire... Dar un moment. Vreau să aplaud un lucru foarte important. Ați văzut cât de tare suntem centrați pe membrii Consiliului, pe doctorantă și pe tot procesul. Am dat demonstrat că nu suntem niște cuiști care vin la noi, fiindcă trebuie și noi, în calitate de membru al Consiliului, să spunem cum vedem noi teza. De ce ai dat doctorantă asta? Și eu la fel vă spun. Următorul lucru. Astăzi văd în această sală, în afara ei, o constelație specială. Toți au vorbit atât de convingător, atât de bine, venind cu niște note foarte bine argumentate, încât și eu, doamna secretar, că totalitate mă raliez scuzilor care au fost rostite de către dumneavoastră, observațiilor și sugestiilor care tot dumneavoastră le-ați spus totalitate. Mă raliez aceste constelații de speciali. După asta, într-adevăr, deja urmează să dăm știrea celor care... Da. Mulțumesc frumos. Deci o să dau citire hotărârii Consiliului Științific Specializat de 511-03-21-37 din 29 octombrie 2021 cu privire la teza de doctor a doamnei Așevski Ioana, reprezentarea succesului social în mediul studențesc, specialitate 511-03 Psihologie Socială. Consiliul Științific Specializat de 511-03-21-37 evaluează și apreciază la un nivel suficient de înalt teza elaborată de către Așevski Ioana, apreciind calitatea fundamentelor teoretico-științifice și metodologice ale cercetării, precum și valoarea aplicativă a lucrării. Actualitatea temei de cercetare este determinată de necesitatea înțelegerii teoretice și practice a conținutului reprezentării sociale, a succesului social la tinerii din mediul studențesc, rolul acestor reprezentări în instruirea unor credințe constructive, pozitive, privind sinele, evenimentele de viață și activitatea, întrucât situația socioculturală actuală orientează tinerii spre dezvoltare, realizare, probabil că de reprezentarea socială a succesului social depinde alegerea mijloacelor de atingere a acestuia, cu accent pe valorificarea potențialului individual. Noutatea și originalitatea rezidă în faptul că pentru prima dată în Republica Moldova și în România a fost cercetată reprezentarea socială a succesului social, a fost identificat caracterul mutual al relațiilor dintre reprezentarea socială și motivația pentru succes sau pentru evitarea eșecului, au fost delimitați factorii psihosociali ai reprezentărilor sociale și orientării motivaționale care pot fi interpretați, reieșind din rezultatele experimentale, ca factori ai succesului social, credințele pozitive privind autoeficiența, locul controlului intern și inteligența emoțională, s-a constatat experimental prin implementarea programului psihosocial de dezvoltare a motivației pentru succes social, că educarea acesteia, deci și crearea condițiilor de dezvoltare a personalității de succes, solicită cunoștințe, capacități și atitudini transformate în competențe de viață. Valoarea teoretică a lucrării aduce completări în domeniul distinct al psihologiei sociale autohtone, prin complinirea cadrului teoretic privind reprezentarea socială și cu înțelegerea rolului acesteia în transformarea raționamentelor și comportamentelor individuale și colective, în cazul lucrării de față, cu identificarea raportului mutual dintre reprezentarea socială a succesului social și motivația pentru succes, aprofundează cunoștințele despre factorii psihosociali care influențează conținutul reprezentării sociale a succesului social și componenta identitară a acesteia, motivația pentru succes, credințele privind
autoeficiența, inteligența emoțională și locul controlului. Valoarea aplicativă a cercetării se caracterizează prin faptul că modelul factorilor psihosocial poate fi utilizat în cercetarea orientării motivaționale ca și condiție a succesului social, atât a adolescenților cât și a tinerilor aflați în proces de afirmare personală și profesională, cât și personalului organizațiilor, instituțiilor, întreprinderilor în vederea consolidării capacității de succes organizațional a liderilor de diverse nivele și în diferite tipuri de activitate economică, socială, politică, etc., pentru dezvoltarea potențialului managerial a staff-ului organizațiilor non-guvernamentale în scop de sporirea potențialului social a acestui sector. Metodele folosite în cercetarea de față pot fi utilizate de către psihologii școlari, organizaționali, consilieri și așa mai departe. Concluzia Consiliului Științific Specializat este următoarea. Consiliul Științific Specializat consideră că teza de doctor, reprezentarea succesului social în mediul studențesc, se caracterizează prin inovație și originalitate științifică, calitate metodologică înaltă prin valoarea teoretică și aplicativă, demonstrează relevanță sporită pentru domeniul de cercetare și aduce cu sine o contribuție pentru dezvoltarea psihologiei sociale de Republica Moldova. Conținutul lucrării corespunde temei aprobate, materialelor publicate și rezumatului științific al tezei. Atât teza cât și rezumatul științific sunt expuse logic și coerent într-un limbaj științific riguros și organic, corespunzând cerințelor înaintate de ANACEC. În baza evaluării tezei și a rezumatului a expertizelor realizate de către referenții oficiali, a avizelor specialiștilor în domeniu și a susținerii publice, Consiliul Științific Specializat de 511/03/21/37, în conformitate cu prevederile actelor normative ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, a hotărât 1. A conferit doamnei Așevski Ioana titlul științific de doctor în psihologie, specialitatea 511-03 Psihologie Socială, a solicitat Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de a-i conferi doamnei Așevski Ioana titlul științific de doctor în psihologie la specialitatea 511-03 Psihologie Socială și de a-i elibera diploma corespunzătoare. Oricum, stimați colegi, suntem la faza unui proiect. Dacă cineva ar dori să intervină în comentarii, să facă lucruri, să vină cu niște propuneri, putem face acest lucru. Fiindcă urmează o pauză tehnică, să mergi, să putem mai să nu, nu, avem un loc special unde da? Mergem noi. Diplome de dat. Da, este o variantă foarte bună, ar fi chiar foarte bine, profesor. Așadar, sunt obiecții, sunt sugestii, propune să schimbăm ceva în proiectul acestui document sau nu? Dacă nu, atunci vă mulțumesc foarte mult. În continuare, ne va spune doamna secretar, cum procedă. Stimați membrii ai Consiliului Științific Specializat, am să vă rog foarte mult să vă conectați la linkul pe care l-ați primit astăzi și în câteva clipe vom face procesul de vot în sala alăturată. Doamnelor, domnilor, în conformitate cu procedura, eu, în calitate de președinte, sunt obligat să prezint rezultatele votului. Și lucrul ăsta îl fac în baza procesului verbal privind rezultatele votării membrilor Consiliului Științific Specializat de 511-03-2137 din cadrul Institutului de Științe ale Educației din 29 octombrie 2021. În vederea conferirii titlului științific de doctor în psihologie doamnei Ioana Așevski, în baza susținerii publice a tezei de doctor în psihologie, cu titlul Reprezentarea succesului social în mediul universitar. Au fost prezenți la vot 6 membri ai Consiliului Științific Specializat, deci 100%. S-a votat pro 6 membri ai Consiliului Științific Specializat, contra 0. Și avem acest document care, conform regulamentului, a fost semnat de către secretarul științific al Consiliului.
Acestea fiind spuse, eu vreau să vă întreb dacă sunt obiecții în legătură cu procesul verbal care am dat citirii, dacă cineva ar fi vrut să facă anumite comentarii, vă rog foarte mult. Dacă nu sunt, atunci, prin votul celor 6 membri ai Consiliului Științific Specializat, se înaintează propunerea pentru Ana Cerc de a-i conferi doamna Șevski Ivana titlul de doctor în psihologie la specialitatea 511-03 Psihologie Socială. Acestea fiind spuse, îi ofer cu plăcere cuvântul pretendentei la înaltul titlu științific. Am ajuns la momentul mult așteptat, când vin cu cele frumoase mulțumiri și urări de bine pentru toți cei care au adus o contribuție la realizarea acestei lucrări. Mulțumiri deosebite, desigur, conducătorului științific care m-a ghidat pe parcursul acestor ani, atât timp cât am lucrat asupra tezei și sper că o să avem o conlucrare frumoasă și mai departe. Și vreau să vă spun că am avut norocul de cel mai bun conducător științific. Nu vă supărați, măriile voastre care sunteți aici prezenți, pentru că așa este. Vin cu mulțumiri deosebite către experții care au expertat teza și au venit cu propuneri, cu obiecții pe care le-am luat în considerație și am făcut ca lucrarea noastră să fie mai calitativă, mai reprezentativă și cu o notă de evaluare. Mulțumesc mult recenzienților pentru o apreciere înaltă și pentru propunerile înaintate. Mulțumesc doamnei Oxana Palade pentru ajutorul oferit în perfectarea dosarelor. Cred că acum o să fiu și eu specialist în perfectarea dosarelor și vă mulțumesc pentru faptul că nu mi-ați dat mult timp, mult răgaz. Trebuie azi de făcut, mâine de dat și așa mai departe. Mulțumesc deosebite domnului Șlechtițchi pentru bună voință și pentru contribuția. Vă mulțumesc pentru lucrările științifice pe care le-ați publicat, care mi-au servit drept un reper pentru perfectarea și elaborarea tezei de doctor. Mulțumiri deosebite îi aduc soțului meu. Care m-a susținut, desigur, pe parcursul tuturor anilor, atât moral cât și material. Asta este evident, altfel nici nu se putea. Vă promit pe viitor să fac față lucrurilor. Vă mulțumesc pentru prezența. Astăzi este o zi marcantă pentru mine. La rândul meu vă doresc multă sănătate și succes în continuare. Da, mulțumim, stimați colegi, felicitându-o cordial și doamna Ivana Așevski, declar închisă ședința Consiliului Științific Specializat de 511-03-21-37, care sunt sigur și-a făcut cinstit datorie în data de 29 octombrie 2021. Acum, mă aplaudați.